Până în urmă cu câțiva ani, motelul Capela era unul dintre cele mai frecventate locuri din Râmnicu-Vâlcea, însă astăzi, din cauza proastei administrări, a ajuns o ruină. Nu mai are geamuri și nici uși, ba mai mult, pentru că nimeni nu-l păzește. De ceva vreme aici s-au adăpostit oamenii străzii, care au pus stăpânire pe imobil. Aici veneau grupuri din străinătate de turiști, de turiști din străinătate, dar și din țară, care li se asigura un sejur extraordinar de bun, de frumos, cu toate serviciile. Și nu știu acum dacă cei care mai sunt în viață deveneau atunci, ar putea să creadă că a ajuns într-o asemenea situație. Amplasat într-un cadru natural deosebit în mijlocul naturii, departe de zgomotul orașului, motelul Capela a fost inaugurat în 1971, devenind în scurt timp loc de promenadă pentru râmniceni și unul dintre localurile preferate ale unor artiști români ca Hamza Pelea și Ion Dighiseanu, care au susținut de multe ori spectacole aici. Construcția are structură de lemn și 52 de camere, având și grădină de vară și locuri de cazare la căbănuțele din lemn. Mulți au numit-o perla orașului și felul în care era construit și amplasamentul era chiar ceva nou pentru noi. Îi numesc criminal pe cei care au distrus și au furat inclusiv dalele de suprastructură de rezistență din camere, geamuri termopane, tot ce s-a putut fura și încă mai este de furat. Declinul motelului a început după 1990. Acesta s-a aflat pentru perioade scurte de timp în administrarea mai multor societăți. Ultima, cea care i-a dat și lovitura de grație, a intrat în faliment în urmă cu mai bine de 5 ani. Tot de atunci, motelul a fost scos la licitație de către o bancă la care firma avea datorii. Dar nici acum, după mai multe eșecuri, imobilul nu este atractiv pentru investitori, deși prețul este unul derizoriu, 600.000 de euro.